Hai să facem un exercițiu să vedem ce amintiri plăcute aveți din perioada comunistă, atât în ceea ce privește biserica, cât și în ceea ce privește viața socială, chestiuni politice, pentru că după aia o să vorbim despre alea neplăcute. Ce amintiri plăcute aveți din perioada comunistă? Hai să vedem. Cravata de pionier. Da, era o mândrie acolo. Am cravata mea, sunt pionier și mă mândresc cu ea, sunt pionier. Flutură în vânt, zăloc de legământ, am cravata mea, sunt pionier. Vedeți că le știu, le-am învățat atunci. Am fost făcut pionier la Cetatea Neamțului. Ok, altceva, hai să vedem. Poezii. Poezii. Da. M-ai închis și a fost doar mesajul maestrii. Super! Uite, ne aducem aminte și poezii. Hai să vedem. Alte amintiri plăcute. Nu prea aveți? Sau aveți? Sau nu le spuneți? Da. Uniforma de pionier. Da, era foarte frumos cu șnurul ăla împletit așa, foarte cu insigne, cu, da, basca aia. La biserică, aduceți aminte, aveți amintiri? Erau bisericile goale, nu? Arhipline. Culmea, că era interzis, era... Da, totuși era pline. Vineri seara, sâmbătă după amiaza, evanghelizările. Bisericile erau pline. Programe muzicale extraordinare. Asta pot să subscriu aici, da, frate Gigi? Școala de Sava se ținea de la Amvon. Școala de Sava se ținea de la Amvon. Da? După amiază erau așa cum s-a amintit multe programe. Da. Și adunările erau mai pline poate ca dimineața. Adunările poate erau mai pline ca dimineața. Da, era interes foarte mare pentru programele muzicale. Da, asta era o parte frumoasă. Da? Bun, hai să vedem ce alte amintiri plăcute mai aveți din perioada respectivă. Că vreau să fim echilibrați așa, să le spunem și pe alea bune și pe alea rele. Da? Să nu fim într-o ureche. Era o euforie că se anunța cel puțin cu o săptămână înainte vine pastorul. Și adunarea era... A, atunci când venea pastorul era o sărbătoare. Acum e... vine pastorul, fugiți! Ok. Da, așa era, așa era. Omul lui Dumnezeu era foarte respectat și era o adevărată sărbătoare când venea pastorul, pentru că pastorii atunci aveau foarte multe biserici. Mulți dintre ei erau care aveau și 10-12 comunități. Da? Vă mai aduceți aminte de ceva? Era o încredere extraordinară. Chiar dacă frații nu mă cunoșteau, conduceam undeva și am un strălin cu singur, era suficient să spun că sunt adventist. Acum... Da, da, era coeziunea aceea de grup în biserică, căldura, da? Erau multe întâlniri cu tinerii și în sabat, dar și în cursul săptămânii. Erau întâlniri cu tinerii în sabat și în cursul săptămânii. Da, deci avem multe lucruri frumoase. Ordinea, disciplina, aveai multe lucruri pe care să le iei așa de bune. Relația făcea și ordinea și disciplina și întâlnirile, relația dintre oameni și din familie. Relația da, din da, așa este. Însă a zice eu că a fost și un climat care i-a dus pe oameni împreună. Nu aveai granițele deschise, n-aveai televizor, n-aveai telefoane, n-aveai decât până la ora 10. După aia scânta tricolorul și la revedere, oamenii muncii la culcare. Și cred că și elementele astea au favorizat oarecum, că atunci când există niște elemente de coerciție, oamenii se adună împreună, vor să fie... Da, e foarte ok ceea ce ai spus, dar cred că oamenii au fost oarecum și condiționați de sistem în relațiile astea. Acum când s-a deschis totul, fiecare este pentru el. Da. Bun, deci am văzut elementele pozitive, elementele de... Era timp de studiu, de citit, da? Nu erau telefoanele. Lecțiunile erau subliniate, erau studiate, se studia. Da, sunt lucruri bune care au fost atunci.
Dacă e să întoarcem moneda pe partea cealaltă, aș vrea să vedem că noi am luat și părțile rele din comunism și am făcut un comunism religios. Părțile rele, câteva dintre ele, aș vrea să le subliniez în momentele următoare. De exemplu, părtășia aceea deschisă în Faptele Apostolilor, unii au luat-o ca atare, da, domnule, uite, vezi, nu trebuie să existe săraci, nu trebuie să existe bogați, să fie o uniformizare și cei care au să vândă și să dea la cei care nu au. Sună frumos ideologic, dar ceea ce este deschis acolo în fapte este o situație specială într-un anumit context. Gândiți-vă că acei creștini care primeau credința creștină erau mulți dintre ei deposedați de averi, erau persecutați, erau omorâți și în cazul ăsta oamenii aveau niște nevoi reale. O situație excepțională cere soluții excepționale. Chiar și noi, dacă e să ne gândim, mergem la munte, nu? Îți iei cu tine cortul, îți iei puține lucruri, dar dacă stai mai mult în drumeția respectivă, începi să-ți faci cât mai multe. Bă, mai faci un acoperiș, mai faci, eu știu, un proțap acolo ca să frizi ceva, îți faci un confort din ce în ce mai mare. Cu cât stai mai mult acolo, cu atât mai aduni câte ceva, mai faci câte ceva. De ce? Pentru că starea de normalitate este prosperitatea, nu este austeritatea, lipsa. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și în condițiile speciale, da, toate aceste lucruri deschise în cartea Faptele Apostolilor apar ca o necesitate. Atunci au vândut și au dat celorlalți. Câteva elemente care apar ca negative și pe care noi le-am preluat: restricționarea proprietății private și în domeniul religios. Deci atunci nu aveai voie să ai mai mult de o proprietate. Dacă era, trebuia să fie pe numele altcuiva, dar pe numele tău nu puteai să ai două apartamente, două mașini sau trei sau patru, pentru că ți le confiscau. Și atunci puneai pe numele copilului, a nepotului, a strănepotului. Ei, chestia asta s-a dus în biserică sub forma unor simțăminte de aversiune față de cei care au. Bă, zice, ăsta are... te pui tu cu el, sigur face ceva. Dacă are, e ceva putred la mijloc. Și ideea aceasta că a avea este rău, am moștenit-o de acolo. Nu trebuie să ai tu, dă-ne nouă și știm noi ce să facem cu ceea ce ai tu. Am moștenit ideea aceasta și s-a făcut o adevărată teologie a sărăciei. Trebuie să fii sărac ca să fii neprihănit. Dacă ai, sigur, ceva nu este în regulă acolo. Vreau să vă spun că ideea asta nu este biblică. Din start. Nu vorbim despre atitudinea față de bani. Nu faceți confuzie. A avea este un dat divin, încă de la creație. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dumnezeu ne-a dat domenii de stăpânire. Îngerilor, să știți că nu scrie că le-a dat. Oamenilor le-a dat domenii de stăpânire. În vechiul Israel, aduceți-vă aminte că Dumnezeu le-a dat parte de moștenire pentru cât timp? Pentru totdeauna. Moștenirile părintești nu se înstrăinau decât în cazuri excepționale. Dacă rămâneai dator, vindeai moștenirea, pentru cât timp? Pentru 50 de ani. După 50 de ani, ce se întâmpla cu proprietatea? Venea înapoi la cel care era de drept sau la urmașii lui. De ce? Pentru că proprietatea era considerată sfântă, n-aveai cum să o înstrăinezi. O împrumutai pentru mai mulți ani, dar după 50 de ani, și ăștia erau ani fixi. Erau ani fixi, da? De exemplu, dacă tu în anul 30 până la anul jubiliar îți dădeai proprietatea sau în anul 49, în anul 50 îți revenea înapoi. Nu era 50 de ani de când îi dădeai tu proprietatea respectivă. Și odată la 50 de ani, toate proprietățile se întorceau la proprietarii de drept.
De ce? Dumnezeu a transmis un mesaj. Proprietatea este sfântă. Și chiar dacă pentru o vreme ești deposedat de ceea ce ai, după 50 de ani, tot ceea ce ai avut, ți se va întoarce înapoi. Dumnezeu vrea să avem. Dar gândiți-vă, pe nou pământ, cum va fi? Exact la fel. Dumnezeu spune că ne pregătește un loc. Deposedarea de averi nu este biblică. Fiecare trebuie să aibă moștenirea lui. Fiecare trebuie să aibă proprietatea lui ca să fie cu adevărat împlinit și fericit. Proprietatea și răspunderea sunt colective, spuneau comuniștii. Dar de fapt n-aparțin nimănui. Nu e a meu, e a statului. Tot e a statului. Știți cum era la colectiv? Fiecare își făcea câte ceva. Pac, 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 mergea la colectiv, o sfeclă, niște porumb. Dacă mai mergeți până în zonele astea care au rămas înțepenite în timp, o să vedeți la balcon, au geamuri de autobuz, fiecare pe unde a lucrat, știți? Și pe unde și-a făcut mustățile. Și fiecare se căpătuia cu câte ceva. Dacă lucra la combinatul chimic, mai lua niște coloranți, mai lua nu știu ce. Și oamenii se descurcau. Deci că nu, e proprietate colectivă. Dar când e colectiv, e al nimănui. Pentru că așa se întâmplă de regulă în mentalitățile astea și în locurile unde se implementează astfel de ideologii. Nu e a meu, e a statului. Ei, noi în biserică am preluat asta. Și că cine a hotărât? Comitetul. Adică cine își răspunde, pune răspunderea? Nimeni. Dacă facem planuri, investiții, cine? Păi comitetul. A cui o fi? Nu contează. Spunea unul dintre cei de la conferința generală, nu știu dacă nu fratele Paolo Benini, a avut curajul ăsta să-l spună într-o adunare pastorală mare, la nivel de țară, și a spus, dacă biserica ar fi să mă pună să plătesc pentru toate proiectele aiurea pe care le-am făcut și au fost nerentabile, ar trebui să plătesc 3 vieți. De ce? Pentru că la biserică e al tuturor. Da? Ei, într-o firmă nu merge așa. Într-o firmă, băi, de aici până aici, asta e proprietate, aici ai profitul, aici ai pierderea, trebuie să eficientizezi. La biserică merge și așa. Ei, și lucrul ăsta l-am luat rău din comunism. Ideea că răspunderea este colectivă. Este colectivă și până la urmă este a nimănui. Cantitatea era mai importantă decât calitatea. În multe aspecte, da, lăsat de dorit calitatea. Acum nu se mai vrea nici cantitate, nici calitate. Măcar de am construit și de am face atât cât au făcut comuniștii, da. Acum cu toate laudele democrației, nu reușim să facem atât de multe cât au făcut ei în regimul respectiv. Și ca o mică paranteză, toți ideologii care au implementat comunismul stalinist, știți unde s-au dus? Știți unde s-au dus? În America Democratică. Și ăștia conduc acum, puii lor conduc America. Au lăsat pui mai departe. Și ideologia aceasta a mers mai departe. Într-o emisiune chiar am dezbătut aspectele acestea cu un politolog și cu un jurnalist și spunea că toți ideologii sau foarte mulți dintre ei s-au dus în America, acum conduc lumea și există o adevărată fervoare și dorință în America de a implementa comunismul și socialismul. Și în Canada este o dorință extraordinară, pentru că oamenii simt că li se duc stabilitatea și siguranța, da? Așa că se punea preț pe cantitate, care era mai importantă decât calitatea. Să fie. Cât mai mult. Activitate. Și ce lipsește, înlocuim cu rapoarte și cu hârțogăraie. Asta vedem și în instituțiile statului și în biserică și peste tot. Era la o repetiție de orchestră împuternicitul partidului. Și cânta orchestra. Și la un moment dat se uită, vede acolo orchestra. Stop, tovarăș ăsta. Avea o putere. Când ziceau ceva, era literă de lege. Chit că n-avea habar de nimic de artă, de cultură. Sau era din alt domeniu. Era agricultor și mergea să fie inspector. Nu conta. Ideea era că avea putere, avea grade politice.
tovarășul de la timpan, de ce nu cântați în continuu și cei de la trompetă? Păi zice, maestre, știți, Beethoven așa a scris simfonia asta, nu poate să cânte în continuu pentru că le-a scris pauză acolo. Scrieți-le partitură să cânte în continuu, așa cum cântă toată lumea. Cum adică ăștia să stea degeaba să ia acea leafă, aceeași leafă cu ceilalți? Scrieți-le partitură să cânte în continuu și trompeta și tovarășii de la percuție. Da, să trăiți, no, îți dai seama cât de penibil a fost, dar așa era. Să fie, la normă. Să fie. Calitatea contează mai puțin. Producția să fie controlată în totalitate de stat. Dacă un lucru nu poartă girul oficial, nu trebuie lăsat împlinit sau nu trebuie lăsat să existe. Vă aduceți aminte că la un moment dat vin ucenicii la Domnul Iisus. Doamne, noi am găsit pe unul că scoate draci. Și l-am oprit. Tu n-ai voie să faci, pentru că nu ești de al nostru. Știți ce spune Domnul Hristos? Lăsați-l. Lăsați-l. Că dacă face un lucru bun, nu poate să fie împotriva noastră. Și chiar mi-a plăcut ceea ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, acolo e prezentată această situație și aș vrea să înțelegem că uniformizarea gândirii și a acțiunilor nu este benefică. Ioan, da, unul dintre cei trei, învățătorile, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi, fiți atenți, partizanism, da? Nu venea după noi, nu era de-a nostru, l-am oprit. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi și oricine vă va da de băut un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți ucenicii lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dacă faci ceva bun, lasă să fac. Dacă vrei să faci tu mai bine, fă mai bine, dar nu împiedica pe cel care vrea să facă ceva doar pentru că nu este la fel ca tine. Apoi, dacă ne gândim la mitul excelenței, derivă de aici. Noi, numai noi și numai noi. Dacă nu este de al nostru, înseamnă că nu este excelent. Evanghelia o predică doar adventiștii. Evanghelia curată. Ceilalți, discutăm. Fac parte din Babilon și lucrurile se amestecă și deja nu putem. Mi-aduc aminte când am intrat în Biserica Ortodoxă din Apateu, în perioada pandemiei, chiar când a început, a fost eveniment istoric în localitatea respectivă. Nu știu dacă a mai intrat picior de pop adventist în Biserica Ortodoxă din localitatea respectivă. Toți oamenii din biserică au înlemnit când am intrat acolo. Am vrut să văd. Și ei opresc serviciile așa cum le oprim noi înainte de a fi interdicțiile. Și au avut și două părăstasuri. Și au avut și cu minecătura, împărtășania. Și n-au pățit nimic. Și au întins cât au putut de mult. În timp ce noi am fost foarte harnici să punem lacătele. Ei, când am intrat acolo, imediat a venit diaconul și a zis, haideți în față, domnul pastor, că a zis părintele să veniți în altar. I-am zis, transmiteți-i că n-am nicio problemă cu treaba asta, numai să n-aibă el probleme. S-a dus, i-a spus și după aia a venit și a zis să veniți. M-am dus, am intrat în altar, m-am îmbrățișat preotul în timpul slujbei, în timp ce cântau cantorii, pace frate Ionică, spune el. Uite, pe care din jilțurile astea vreți să vă așezați? Toate au fost probate și sfințite de preasfințitul Timotei Siviciu și ori de câte ori veniți aici, sunteți binevenit. Și am zis, băi, fii atent. Și noi am stat cu interdicții, nu te du la aia că te spurci, nu te du la aia la alți pentru că aia n-au adevărul. Ei, din momentul ăla, vreau să vă spun că toată lumea din sat
că eram în șlapi sau în pantaloni scurți din domn părinte, nu m-am mai scos. De ce? Pentru că am făcut un pas spre oameni și am depășit mentalitatea aceea cum că nu trebuie să ai legături cu ceilalți, că ei n-au adevărul, că nu sunt așa de excelenți cum ești tu. Ideea asta este foarte păguboasă, că doar tu ai dreptate. Numai tu poți să dai adevărul curat oamenilor. Așa s-a creat acest mit al excelenței. Mi-aduc aminte, vorbeau comuniștii despre capitalism. Oh, capitalism, potret, găunos, vai de capul lor. Și aia nu mai puteau de bine până anii 70, până 80. Da, vă aduceți aminte de Dallas. Era culmea capitalismului și când vedeai acolo mașini și cadilacuri și zgârie nori și traiul ăla american. Și oamenii se uitau și ăștia spuneau, uite capul tău, că uite ce-i de ei, vai de capul lor. Ei, și asta s-a împrumutat. Am luat-o de acolo și am zis, ăștia, vezi de treabă, nu, numai noi. Apoi, în dorința aceasta de egalizare și de uniformizare, s-a promovat mediocritatea printr-o tâmpire a maselor cu ajutorul îndoctrinării și cu ajutorul punerii unor lideri. Și aș vrea să fac diferențiere aici între unii lideri de tâmpire a maselor și cei din clasa politică, pentru că unii din clasa politică erau net superiori multora din zilele de astăzi, da? Dar erau câțiva care chiar erau bătuți în cap și trebuia să faci ca ei, pentru că așa ziceau. Dom'le, aveau carnetul roșu și asta e. Na, puteai să comentezi tu. Dacă spunea să plantezi porumb în baltă, acolo îl făceai. Dacă spunea să ari dealul ca să faci producție de cartofi pe deal, nu conta, trebuia să-l ari, ca așa spunea el. Și în felul ăsta s-au promovat niște oameni care au tâmpit masele. Lucru care s-a propagat și în mediul religios. Și observați că era aceasta nu s-a terminat. Zicea cineva, încă mai bâzâie. Și dacă liderii tăi pe care tu îi accepți sunt de talie mediocră, n-ai cum să te ridici deasupra lor. Pavel îi spunea lui Timotei să aleagă lideri de care? Bă, ăia care sunt mai șterși, ăia să-i pui că ăia te reprezintă. Nu, dimpotrivă, trebuie să aibă anumite calități ca să păstorească turma lui Dumnezeu și să poată conduce biserica lui Dumnezeu. Așa că putem vedea că Scriptura nu promovează nici mediocritatea, nici oamenii de un nivel mediocru. Și asta fără să desconsider pe cineva, vorbesc despre principiul dezvoltării. Întotdeauna că și Moise primea de la Dumnezeu sfatul, spune, caută oameni destoinici, pune căpetenii, peste 1000, peste 100, peste 10, dar pe care să-i pui? Păi care sunt mai buni, clar, da? Apoi, centralizarea fondurilor pentru redistribuire ulterioară. Da, totul trebuie să fie centralizat, totul să fie centralizat. Ideea asta cu redistribuirea este la nivel ideologic foarte frumos formulat, dar practic este un dezastru. V-ați gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă în administrațiile astea teritoriale fondurile ar rămâne acolo? Ar fi raiul. Așa, cei care muncesc și care produc și au profit, dau și celor care taie frunze la câini și care nu fac mare lucru. Și în felul ăsta redistribuirea este inechitabilă. Pe cei care produc îi descurajezi și spui, păi bă, țin în spate pe toți și te duci și vezi pe la Lidl și vezi pe nu știu unde, dă-mi și mie, dă-mi și mie, dar tu îi ții din taxe și impozite, da?
La nivel de județ, la fel. Județele mai neproductive sunt ajutate în felul acesta. Dar în felul ăsta încurajez neproductivitatea și încurajez lenea. Apoi, obligația de muncă pentru cetățeni până la suprimarea totală a proprietății private. Activismul religios, misiunea. N-ai voie, nu trebuie să ai aici, nu urmări să fii bogat aici, nu urmări să ai prosperitate, să-ți fie bine, să... Nu, totul dincolo. Timis dincolo. În schimb, devină un activist care să producă adepți și care să facă misiune, cât mai multă misiune, misiune, misiune. Și eu nu spun că e rău să faci misiune, să predici Evanghelia, dar nu fă din asta activism. Pentru că e ciudat că oamenii care te îndeamnă la lucrul acesta sunt primii care calcă regulile. Sunt primii care calcă regulile. Și stau să mă gândesc la cei care vorbeau despre abnegație, despre sărăcie, despre renunțare la lumea aceasta. Aveau pașapoarte diplomatice și veneau și spuneau povești din America. Foarte interesant, nu? Dar ție spuneau, dincolo, fraților, dincolo. Da. Apoi, dacă e să vorbim de societate egalitară, suntem frați și prin urmare vrem să fim toți la fel. Trebuie să fim toți la fel. Vreau să vă spun că nu suntem toți la fel și nu suntem egali. Asta este un mit pentru oamenii naivi, creduli și pentru leneși. Nu suntem egali. Că avem șanse egale, da, la mântuire și la a fi mai buni, la creștere, da, avem șanse egale, dar nu suntem egali. Și ca mic exemplu, câteva să vă dau. Dacă e să mergeți să cereți o audiență la președintele României, cred că va trebui să așteptați. Dacă o cere un politician sau un parlamentar, are șanse mai mari să treacă înainte, nu? Dacă e să mergeți la bancă sau în anumite instituții, suntem egali? Hai să fim serioși. Depinde cine ești, depinde pe cine reprezinți, depinde din partea cui vii. Teoretic, da, toți suntem egali, nu suntem egali. Nu suntem egali, avem șanse egale. Atunci când e vorba de creștere și de a obține anumite lucruri, dar pentru asta trebuie să muncești, trebuie să ajungi în anumite medii ca să ai aceleași privilegii. Deci ideea asta că suntem egali este o gogoriță. Nu este adevărat, nu suntem egali. Și până la urmă nici Dumnezeu nu tratează pe oameni într-un mod capsat. Adică toți la același nivel. Răsplătirea este diferențiată. Dumnezeu dă răsplată diferențiată în funcție de cât ai făcut. Sunt pilde care vorbesc despre mântuire ca dar al lui Dumnezeu și acolo, indiferent cât ai lucrat, tot mântuirea o primești gratis, că este bunătatea lui Dumnezeu. Da? Pilda lucrătorilor viei, de exemplu, este un gen de pildă de felul acesta. Dar pilda polilor, pilda talanților, răsplătirea diferențiată în funcție de rezultate. Și e normal să fie așa. Dacă vorbim de răsplată, dacă vorbim de mântuire, oricât ai lucra, oricât ai face, nu meriți niciodată darul lui Dumnezeu. Dacă e să facem câteva concluzii, aș vrea să ne gândim la ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi, la ceea ce își dorește. În primul rând, dorește să creștem și să ne dezvoltăm. Nu ne pune limite până aici. Zice, poți să te dezvolți la nesfârșit. Fii responsabil pentru viața ta. Ei, asta am moștenit rău de la comuniști. Statul trebuie să ne dea. Cineva trebuie să ne dea. Cineva trebuie să ne ofere. Nu ne ajută, nu ne ajută. De ce să te ajute? Dumnezeu zice, ajută-te singur. Fii responsabil pentru viața ta. Apoi, apreciază calitatea mai mult decât cantitatea. Dumnezeu
vrea să ai calitate în viață. Dacă îți cumperi ceva, cumpără-ți de calitate. Chiar dacă e mai puțin, dar cel puțin știi că treci viața la un alt nivel. Nu te mulțumi cu lucruri mediocre. Apoi, fii original. Asta vrea Dumnezeu. Suntem unici. Zice, fiecare are numele lui Dumnezeu scris pe fruntea lui. Nu i-a făcut în serie. Și îl voi face un stâlp în templul meu. Fiecare este unicat. Nu sunt doi la fel. Ideea asta de uniformizare este din dorința de control a oamenilor. Duceți-vă în natură, în pădure. Na, găsiți doi copaci la fel? Din aceea specie? Nu. Unul mai strâmb, altul are mai multe noduri, unul mai înalt, unul mai gros, unul mai subțire. Nu găsești uniformitatea asta pe care vrem noi să facem în rândul oamenilor. În natură totul este divers. Are o ordine, are o logică, are o lege, dar este foarte divers. Și Dumnezeu vrea să fim unici. Apoi, dorința lui Dumnezeu este să creștem, să fugim de mediocritate. Ai grijă de bani. Sunt atât de multe texte care vorbesc despre bani în Scriptură. Unii spuneau că sunt mai multe chiar care vorbesc despre mântuire. Nu știu, nu le-am numărat. Am auzit pe cineva. Chiar o să verific. Spunea că sunt vreo 2000 de texte care vorbesc despre bani și despre mântuire vreo câteva sute. De ce? Pentru că banii sunt importanți. Din pildele Domnului Hristos, multe dintre ele, ni se sublinează că e vorba de bani, de administrare, de gestionare. De ce? Pentru că atunci când vei fi în cer, nu o să stai numai să cânți la harpă. Vei fi un administrator a ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu va face un rai de antreprenori, nu de asistați sociali. Asta mi-a plăcut foarte mult când am citit. Zice, vor zidii casele, vor locui, vor să divii. De ce? Pentru ca să aibă de lucru, să fie acolo, să aibă un rost. Și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, că Dumnezeu va da moșteniri. Nu lucra la normă, lucrează pentru tine, lucrează pentru oameni, lucrează pentru Dumnezeu. Fii conștient întotdeauna că ești unic. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Fiecare dintre noi avem un scop. Și dacă îl descoperim, putem să fim cu adevărat fericiți. Mi-a plăcut foarte mult ideea că Dumnezeu se ocupă de fiecare în mod special și se gândește la fiecare ființă pe care o aduce în lumea aceasta să o facă unică. Amprenta este unică. Amprenta de retină este unică. Glasul este unic. De ce n-a putut să facă Dumnezeu oamenii să fie la fel? Suntem la fel din anumite puncte de vedere, dar avem elemente care ne diferențiază. De ce? Pentru că în felul ăsta suntem valoroși. Dacă ești unic, dacă ești unicat, dacă îți păstrezi această unicitate pe care ți-a dat-o Dumnezeu, atunci vei avea valoare. Doctrina Babilonului și doctrina oricărui sistem totalitar este aceea de a aduce pe oameni să fie cât mai comuni, cât mai la fel, să nu se mai deosebească unii de alții, să devină numere, coduri, cifre. Și în felul ăsta valoarea personală scade. Dar Dumnezeu dă nume. Spune, ne va da un nume nou, nu un număr nou, nu ne va da un cod de bare, ci ne va da un nume pe care îl vom ști noi și El. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să fim valoroși. Ne-a prețuit și ne prețuiește și vrea să ne crească valoarea. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca în ceea ce facem să înțelegem planul cu privire la noi și cu privire la misiunea noastră și să nu devenim ideologi și idioți religioși. Spunea maestru Pleșu, domnul Pleșu, că un filozof atunci când se tâmpește devine ideolog. Nu știu ce devine un adventist când se tâmpește. Continuați dumneavoastră. Dar să ne ferească Dumnezeu de derapaje de felul acesta.
Să ne ajute Dumnezeu ca tot ceea ce ne-a dat unic în adventism și în credința aceasta pe care am moștenit-o și pe care am primit-o, să valorificăm ceea ce am primit și să nu cădem în derapaje ideologice. Amin.